Bun găsit pe 94,9 FM. Echipa Hit Express vă prezintă cele mai importante știri ale zilei. Fostul președinte al Camerei de Comerț, Mihail Vlasov, a fost condamnat astăzi la 2 ani de închisoare cu executare pentru dare de mită. Decizia instanței supreme este definitivă. Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Mihail Vlasov, el fiind acuzat că în calitate de președinte al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, i-a cerut unui deputat să-i susțină interesele prin promovarea unui proiect de act normativ. Prima ediție a forumului economic fabricat în Moldova a debutat astăzi. 10 de producători din Republica Moldova și-au expus produsele la Palace Mall dintr-o gamă variată de domenii. Violeta Cincune prezintă ce putem vedea la târg timp de 3 zile. Forumul economic fabricat în Moldova s-a deschis astăzi la Palace Mall. Ieșenii însă nu trebuie să aibă așteptări foarte mari. Unii expozanți au venit doar ca să-și prezinte firma, deci pot vedea produsele, genți, pantofi, haine, pot vedea prețurile, dar nu pot cumpăra. Alții însă vând de la produse de panificație până la textile. Atenție însă, când vă uitați pe prețuri, trebuie să întrebați. Unii expozanți au prețurile în lei moldovenești și atunci va trebui să împărțiți la 5, alții au prețurile în lei românești. Un tricou de damă, de exemplu, poate fi cumpărat cu 51 de lei românești, un training de copii cu 73 de lei. Deschiderea s-a făcut în prezența mai multor oficialități. Vicepremierul Borg a subliniat importanța schimburilor bilaterale dintre România și Republica Moldova și a ținut să sublinieze faptul că executivul României, dar și președintele, vor continua să susțină investițiile în Republica Moldova, de la gazoduct până la infrastructură. De altfel, punctul central al deschiderii oficiale de astăzi, la care au participat foarte mulți reprezentanți ai camerelor de comerț din Republica Moldova, a fost acela că Iașul poate deveni o placă turnantă în afacerile dintre România și Republica Moldova. De ce nu investesc însă românii în Republica Moldova? O întrebare care astăzi a rămas fără răspuns. De la forumul economic fabricat în Moldova pentru Radio Hit, Violeta Cincu. Viorica Olăieru, mâna dreaptă a lui Mihai Nicolaiciuc, fost șef al CFR, a fost ridicată de către polițiști și transportată la penitenciarul din Copou, unde își va ispăși pedepsa de 5 ani și 6 luni de închisoare. Contabilă la CFR Iași, Olăieru a fost condamnată alături de Mihai Nicolaiciuc pentru complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave. Bărbatul de 61 de ani din Iași, care și-a înjunghiat soția în urmă cu o săptămână, a fost reținut pentru 24 de ore. Arcadi Chiforanu a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Socola până ieri, dar expertiza psihiatrică a arătat că în momentul comiterii crimei, bărbatul avea discernământ. Dus în fața procurorilor, acesta a recunoscut și a regretat comiterea faptei. Corpul de control al premierului va face verificări la Casa Națională de Asigurări de Sănătate în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic al cardurilor de sănătate. Controlul a fost dispus ca urmare a neregulilor înregistrate în acest sistem în repetate rânduri și vizează perioada de la 1 ianuarie până în prezent. Liviu Dragnea, Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu nu au fost invitați de președintele Klaus Iohannis nici la parada militară de 1 decembrie, nici la recepția de la Cotroceni organizată cu aceeași ocazie din cauza problemelor cu justiția pe care le au cei trei. Greva piloților de la compania Lufthansa continuă până sâmbătă. 5 curse aeriene care urmau să aterizeze la București dinspre München și Frankfurt, precum și 4 decolări de pe Otopeni spre aceleași orașe germane, sunt anulate astăzi. Află mai multe pe site-ul radiohit.ro.